domnule deputat, suntem în ultima sesiune parlamentară a actualei legislaturi. Care sunt prioritățile legislative ale Partidului Social Democrat? Sunt foarte multe priorități. Ne-am axat foarte mult pe reducerea unor dezechilibre și disparități din zona pensiilor. A fost acea reformă, nu perfectă, din păcate, dar făcută de Partidul Social Democrat, legată de ajustarea unor pensii speciale. Iar apoi a fost acea recalculare a pensiilor, care a dat un plus majorității pensiilor. Și sigur au fost ajustările cu inflația, cele din fiecare an. Anul acesta, pentru că avem avut și ajustarea cu inflația și recalcularea, am avut practic două creșteri pentru majoritatea pensiilor. E unul dintre lucrurile centrale din preocupările Partidului Social Democrat. Pe de altă parte, au fost foarte multe inițiative legate de educație, de creșterea unor alocații pentru persoanele cu dizabilități, pentru cei cu mai multă nevoie într-o perioadă tumultoasă, într-o perioadă marcată de crizele post-pandemice, de criza din energie. Dumneavoastră, de altfel, sunteți și în Comisia pentru Învățământ din Camera Deputaților. Da, sunt în Comisia pentru Învățământ și în Comisia pentru Tehnologia Informației. Și în acest context aș vrea să vă întreb care sunt cele mai importante proiecte de lege dezbătute în aceste comisii în această perioadă. Cel mai important din acest mandat a fost proiectul Legii Educației, propus de minister, dar și amendat în destule locuri, nu atât de multe pe cât ne-am fi dorit. Fiecare dintre noi am avut inițiative de amendare, unele au fost aprobate, unele nu, asta este democrația, asta este majoritatea. Dar cred că preocuparea Parlamentului, preocuparea societății trebuie să fie în principal despre viitor și ce investiție în viitor mai bună decât educația există, părerea mea că nu există alta. Preocuparea trebuie să fie pentru generațiile viitoare și atunci încep cu educația. Începi prin a crea premizele unor generații viitoare mai bine pregătite. Ce ne puteți spune despre proiectele privind digitalizarea României? S-au făcut progrese? S-au făcut progrese. Cred că chiar până la finalul acestui an vom trece cu toții la buletinele care vor fi și card de sănătate electronice. S-au făcut foarte multe progrese la nivelul Ministerului Digitalizării, unde foarte multe cloud-uri au fost făcute, foarte multe unelte foarte folositoare au fost date administrației publice centrale și locale pentru a digitaliza viața de zi a fiecărui român. Eu visez la o Românie în care cele mai multe servicii să poată fi obținute digital. Mi-aduc aminte când am fost viceprimar la sectorul 2, am reușit prima platformă în 2017 din România, unde orice cetățean la sectorul 2 putea să-și obțină orice fel de serviciu online. Din păcate, și atunci am resimțit o oarecare reținere a unor persoane să folosească aceste servicii online. Deci trebuie să facem nu numai servicii online, dar și să le facem traininguri și să învățăm oamenii să le folosească și să învățăm că ele aduc un avantaj de timp și de resurse atunci când le folosești. Sigur, îți schimbi modul de viață, schimbi modul în care accesai niște servicii, dar o faci mult mai rapid, mult mai facil și mult mai, cu mai puține costuri și pentru stat, din banii publici. Care sunt cele mai importante proiecte despre care ne puteți spune în câteva cuvinte despre stadiul în care acestea se află, care folosesc fonduri din PNRR? Ne aflăm și în campanie electorală. Vorbim astăzi despre planul lui Marcel Ciolacu, prim-ministru României, dar și candidatul nostru pentru poziția de președinte. Un plan ambițios care își propune investiții foarte mari în foarte multe zone. Astăzi, v-am spus, pe lângă investițiile în educație, în digitalizare, vorbim de investiții
fără precedent în România în, în căile de rulare, în autostrăzi, în drumul expres. Sunt cele mai multe șantiere, sunt cele mai mulți bani accesați. S-a depășit 100%, adică s-au luat bani și din alte zone unde nu se cheltuiau și s-au adăugat acestui plan ambițios de a aduce infrastructura rutieră a României la nivelul partenerilor din vestul Europei. Și aici inițiativa PSD de a menține un ministru pe domnul Sorin Grindeanu, care trebuia să fie schimbat, mai țineți minte, era al guvern și am insistat să ținem un om care avea expertiză într-un domeniu pentru a nu pune în întârziere anumite proiecte și efectele s-au văzut. Iată-ne astăzi că avem cei mai mulți kilometri de autostradă în lucru, cei mai mulți kilometri livrați într-un an. Și începe și construcția autostrăzii A8? A8, se lucrează la A0, ați văzut și în Transilvania, peste tot, adică oriunde mergem și sunt lucruri care nu pot fi inventate. Oamenii le văd, văd că se lucrează, văd că nou în România s-au devansat termene, eram obișnuiți că termenele se lungeau, domne, se lungește un an, doi, trei, acum se devansează câteva luni, ceea ce este un lucru pozitiv pentru România. Vă propun să trecem la un alt subiect. Sunteți deputat de București. Care sunt așteptările cetățenilor de la perioada următoare, având în vedere că vin alegerile în curând? Eu cred că odată terminat tumultul acestor alegeri, am avut un an electoral foarte plin, cel mai plin din istorie, ar trebui să ne punem cu toții la masă, cei din administrația publică locală, cei din administrația publică centrală care se ocupă de București, să stea la aceeași masă, indiferent de partidul din care fac parte, și să găsească soluții pentru București. Pentru că cred că cu toții ne-am săturat de gârceava politică. Am avut și sigur, în anii electorali se alimentează puțin mai mult această gârceava politică. Cred că din decembrie, dacă nu din ianuarie, să stăm la masă și să găsim soluții și să le aplicăm. V-am spus, indiferent cine a fost ales primar de sector, parlamentar de București, cu toții trebuie să mergem în aceeași direcție. Să facem un plan, să reducem traficul din București, să reducem poluarea din București, să creștem nivelul educațional din București, să pregătim Bucureștiul, de ce nu, pentru probabil 5 milioane de locuitori peste 20 de ani, pentru că știm cu toții despre fenomenul de polarizare în care oamenii se mută către marile orașe. Să facem lucruri pentru bucureștenii de azi și pentru bucureștenii din viitor. Împreună nu există om prea într-o funcție prea mică să vină cu o idee, nu există cineva pe care trebuie să lăsăm în urmă. Cu toții, m-am spus, indiferent de formațiunea politică, indiferent de poziția în care se află și societatea civilă, bineînțeles. Cu toții trebuie să găsim niște soluții, să ni le asumăm și să mergem pe ele înainte. Sunteți la al doilea mandat în Parlament. Intenționați să candidați pentru un nou mandat? În principiu, direcția mea este către administrația publică locală. Intenționez să ocup poziția de viceprimar al municipiului București, dar dacă partidul din care fac parte va considera necesar să mă propună pentru un loc de parlamentar, va fi o alegere dificilă între a rămâne în Parlament și a merge la nivelul administrației publice locale în poziția de viceprimar al Bucureștiului. Ambele poziții sunt foarte ofertante. Înclin un pic către zona executivă pentru că, într-adevăr, acolo poți să faci lucruri care se văd imediat, dar rămâne o decizie pe care o voi lua împreună cu conducerea partidului. O întrebare de final. Care este cea mai importantă realizare din mandatul dumneavoastră de deputat? Greu de spus. Cred că inițiativele pe care le-am avut împreună cu colegii mei și la Comisia de Învățământ și la Comisia de Tehnologie a Informației se vor vedea în viitor apropiat, pentru că, repet, investiția și preocuparea legată de educație cred că este cea mai importantă pe care putem să o avem la nivelul societății.